Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru câteva momente și aș dori să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Prorocului Isaia, de la capitolul 55, primele trei versete. Isaia, capitolul 55, primele trei versete. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați! Și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți, frați și surori, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt. Și mă rog ca călăuzirea Duhului Sfânt să coboare peste mintea mea și peste gura mea și peste inimile dumneavoastră. Numai Duhul Sfânt este cel care e în măsură să facă un mesaj potrivit pentru nevoile inimilor noastre și Duhul Sfânt este în măsură să pregătească o inimă ca să primească cuvântul său. De aceea mă rog și vă rog și pe dumneavoastră, rugați-vă ca Domnul să ne cerceteze prin cuvântul său în această seară. Cuvântul Domnului pe care l-am citit spune, voi toți cei însetați, veniți la ape. Setea este o nevoie fundamentală pentru existența omului. Fără apă murim, și fiecare dintre noi cunoaștem această experiență, ce înseamnă să-ți fie sete. Și când ți-e sete, mergi și ei sticla cu apă și bei și ți-ai stâmpărat setea. Și astfel viața continuă în, 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 în trupurile noastre. Și vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual, setea este tot atât de reală ca și din punct de vedere fizic omul din punct de vedere spiritual însetează. Și psalmistul David surprinde foarte bine lucrul acesta în psalmul 63, versetul 1, unde spune Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine. Îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Psalmul 42, versetul 1 și versetul 2 spune, Cum dorește un cerbi zvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Așadar, iubiții mei, sufletul nostru însetează după Dumnezeu. Și nestâmpărând această sete a sufletului, sufletul moare. Și o să vă spun că setea sufletească nu o simt doar copiii lui Dumnezeu. Toți oamenii de pe pământul acesta simt această sete și cunosc această stare de sete. Numai că oamenii din lumea aceasta nu știu cu ce se poate stâmpăra setea aceasta. Și găsim oameni în Scriptură care au încercat să, să stâmpe resetea lor sufletească prin alte lucruri nepotrivite. Și dacă ne uităm la Luca, capitolul 12, începând cu versetul 15, găsim un om bogat, căruia ne spune Scriptura că i-a rodit țarina foarte mult. Și și-a făcut niște calcule acest om și a spus, ce voi face? Uite, am atâtea bu bunătăți, atâtea roduri pe câmpurile mele și n-am unde să le pun. Și și-a făcut un plan, a spus, îmi voi mări hambarele, îmi voi face loc pentru să adăpostez tot ceea ce, ce a rodit pământul în anul acesta. Și la urmă știți ce și-a spus acest om? Și apoi voi spune sufletului meu suflete, bea, mănâncă și veselește-te. Simțea și el nevoia aceasta în inima și în sufletul lui, simțea și el această sete. Și credea că setea din sufletul lui se poate stâmpăra cu lucruri materiale. Nu e așa că de multe ori credem că dacă am reușit să ne cumpărăm ceva, dacă ne-am schimbat locuința, dacă am trăit într-un confort mai mare, am fi mai liniștiți, l-am slujit mai bine pe Domnul. Și avem impresia că setea aia pe care o simți în sufletul tău și care nu-ți dă liniște și pace, s-ar putea stâmpăra cu lucruri materiale. Acestui om Dumnezeu îi dă o sentință foarte dureroasă și îi spune Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua Înapoi Sufletul. Pentru că ai crezut că setea Sufletului tău se poate stâmpăra cu bogăție. Apoi, găsim în fapte la capitolul 8 un vrăjitor care s-a convertit, cel puțin în aparență, Simon Magul. Și când a văzut Apostolii Domnului că vin și se roagă și își pun mâinile peste cei care au crezut, și aceștia sunt umpluți cu Duhul Sfânt, a avut și el o sete în inima lui. A spus, dacă aș avea și eu această faimă pe care o au acești oameni, dacă aș avea și eu această putere, ca peste oricine îmi pun eu mâinile să primească Duhul Sfânt, simțea o sete în inima lui și a spus, cu vrăjitoriile nu mai ține. Dar dacă aș putea cumva să atrag această putere... Să am și eu această faimă, să se vorbească și despre mine. Să fiu și eu popular. Cred că s-ar stâmpăra setea din inima mea. Și-a venit la apostol și -a le-a promis bani. A spus, uite aici bani, dați-mi și mie această putere, ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt așa cum faceți voi. Și Dumnezeu iar rostește o sentință dureroasă. Spune, banii prin apostol, banii tăi să piară împreună cu tine. Setea sufletului nu se cumpără cu bani, nici cu faimă, nici cu putere de felul acesta. Setea sufletului se stâmpără cu altceva. Apoi găsim în Ioan la capitolul 4 o femeie foarte însetată care se întâlnește cu Domnul Isus Hristos. Și în conversația de la fântână, această femeie îi spune Domnului, Doamne, dăm să beau, sunt o femeie însetată, am auzit de apa aceasta pe care mi-o spui tu. Toată viața am însetat și am crezut că găsesc împărare pentru setea mea, în păcat, am încercat în diferite forme. Am avut atâtea aventuri în viața mea și sunt tot o femeie însetată. Nu mi se poate stâmpăra setea cu nimic. Și Domnul Iisus Hristos spune, femeie, setea sufletului nu se poate stâmpăra cu plăcerile lumii acesteia. Setea sufletului nu se poate stâmpăra în în păcatul și găsindu-ți plăcere în păcat. Iubiți, frați și surori, nici bogăția, nici faima și nici plăcerile nu satisfac setea spirituală pe care o avem și pe care o avem toți. Cuvântul Domnului ne spune în seara aceasta cu ce se poate stâmpăra setea sufletului. Voi toți cei însetați, veniți la ape. Setea sufletului se stâmpără cu apă dar nu cu apa aceasta fizică pe care o bem pentru trupurile noastre. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Isus a stătut în picioare și a strigat. Știți cât de tare a strigat că peste 2000 de ani se aude la Elim în seara aceasta cuvintele Domnului Iisus Hristos? care a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, eu sunt apa vieții. O, oh, iubitul meu, dacă în seara aceasta ție sete și simți o nevoie mare în inima ta, o sete deosebită, Iisus Hristos, Domnul, este apa vieții. Voi toți cei însetați, veniți la ape. Iisus Hristos și prezența Lui este apa vieții. Apa care aduce strâmpărare pentru setea din sufletul tău și viață. Și un lucru deosebit. Cuvântul Domnului spune, chiar și cel ce n-are bani. Chiar dacă ești sărac, chiar dacă ești amărât, chiar dacă ești necăjit, chiar dacă ai orice stare în societate și în lumea aceasta, te primește Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără bani și fără plată. Această seară vreau să spun câteva lucruri legate de ce putem să cumpărăm fără bani. Vedeți, în lumea aceasta orice vrei să cumperi se cere un cost. E un preț pentru orice lucru pe care vrei să-l cumperi în lumea aceasta. Trebuie să scoți portofelul și să plătești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta... Veniți și cumpărați fără bani și fără plată. Slăviți să fie numele Domnului. Și așa să spun câteva lucruri pe care putem să le cumpărăm fără bani. Și primul am și spus deja. Apa vieții care este Isus Hristos nu se poate plăti. Trebuie doar un singur, un singur lucru să facem. Să venim la El. Așa spune cuvântul Domnului, voi toți cei însetați, veniți la ape. Vrei apa vieții, nu trebuie să o plătești, doar vino la Domnul Iisus Hristos și El îți stâmpără setea sufletului. Al doilea lucru pe care ne-l spune cuvântul lui Dumnezeu. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin fără bani. Vin fără bani. Vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură, vinul reprezintă sângele Domnului Isus Hristos. Și în Matei, capitolul 26, versetul 28, însuși Mântuitorul spunea, având în mâna sa rodul viței, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Lucru pe care poți să-l cumperi fără bani este iertarea din mâna Domnului Isus Hristos prin sângele Lui cel Sfânt. Tu nu poți să-ți cumperi iertarea. Oricâtă milostenie ai face, oricât de multe fapte bune ai face, nu poți să-ți cumperi iertarea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vino și cumpără sângele Domnului Isus Hristos prin pocăință. Prin căință și prin regrete în inima ta, vin înaintea lui Isus Hristos și îți spune, Doamne, spală-mă în sângele Tău. N-am bani, n-am cu ce să plătesc. Și chiar dacă aș avea toate averile lumii acestea, știu că nu pot șterge nici măcar un păcat prin valorile și bunurile lumii acesteia. Sângele Tău, Doamne, să mă curățească sângele tău să mă spele. Păi cuvântul Domnului ne spune, cumpărați vin și lapte. Vin și lapte. Și găsim cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 și versetul 2, ne vorbește despre laptele duhovnicesc și curat, prin care să creștem spre mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu este laptele care ni se dă în dar și din care este de responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne hrănim în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu plătim pentru el, frații și surori. Îl avem în dar și este hrană pentru suflet. Pentru hrana aceasta trebuie să alergi în fiecare zi 10 și 12 ore și de multe ori parcă nu ne ajung banii pe care câștigăm. Pentru că trebuie să aducem hrană ca să trăim noi și familiile noastre. Rana spirituală ne o dă Isus Hristos fără bani și fără plată. Cuvântul Lui pe care îl avem în casele noastre și din care suntem chemați. Să ne hrănim în fiecare zi ca să avem viață. Ca să avem viață. Un al treilea lucru pe care putem să-l cumpărăm fără bani, îl găsim în Apocalipsa, capitolul 3, unde cuvântul Domnului ne spune în versetul 18. Și aici mai găsim trei lucruri pe care putem să le cumpărăm fără bani. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Vrea cineva din locul acesta să fie bogat? Din punct de vedere spiritual și mă rog, Domnul, să ne îmbogățească pe toți, haideți să ne îmbogățim cu aur curățit prin foc, despre care cuvântul Domnului ne spune că este credința. În Evrei, capitolul 10, versetul 38 și 39, cuvântul Domnului ne spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Asta e bogăția! Sursa de viață celui neprihănit, bogăția din care trăiește cel neprihănit, este credința, aurul curățit prin foc. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Aurul curățit prin foc este o viață și o umblare prin credință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îmbogățește-ne! Apoi cuvântul Domnului spune. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Găsim în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7 și versetul 8. Și aici cuvântul Domnului ne spune ce înseamnă hainele albe. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă că ce-a venit nunta mielului soția lui s-a pregătit. Și s-a dat să se îmbrace cu insupțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Iubiți frate și surori, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. te... te, te te chem să cumperi de la mine aur curățit prin foc, umblă prin credință în fiecare zi și îmbracă-te în fapte bune. Așa ne spune cuvântul Domnului la Iacov, capitolul 2. Credința fără fapte este moartă. Iubiți, frați și surori, noi cei mântuiți de Domnul, care avem credință în Domnul Isus Hristos și umblarea noastră este prin credință în fiecare zi, împodobește-te cu fapte bune. Pentru că așa spune cuvântul Domnului, că acestei mirese care este invitată la nunta mielului, i s-a dat să se îmbrace în aceste haine. Faptele neprihănite ale Sfinților, fii un om plin de dragoste pentru semenii tăi și umblă în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să te împodobească și să strălucești din împărăția lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul Domnului ne spune să mai cumpărăm ceva. Doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și în Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 12, Cuvântul Domnului ne spune așa. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Cuvântul lui Domnului ne cheamă să ne cumpărăm doctorie pentru ochi ca să putem și să știm să deosebim binele de rău. Iubiți frați și surori, Vorbesc pentru noi în seara aceasta. Pentru că mulți dintre noi am ajuns să avem confuzie în mintea noastră în ce înseamnă binele și în ce înseamnă rău. Lucruri care altădată nici nu se pomeneau în poporul lui Dumnezeu, astăzi aproape sunt de comun acceptate de noi. Pentru că ochii noștri nu mai. Au doctoria pe ei să vadă binele și răul, să distingă adevărul de minciună. Totul este parcă un gri, nu mai este negru și nu mai este alb. Totul este relativ în lumea creștină, zis creștină zilelor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să cerem alifie pentru ochi. Și prin întrebuințare, prin stăruință asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, să se developeze în noi un simțământ curat, o conștiință sensibilă ca să, care să facă diferența dintre rău și bine, dintre negru și alb, dintre păcat și neprionire. Iubiți tineri, și pentru voi aș vrea să mă adresez în această seară. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu sfânt și neprihănit și vrea să trăim o viață curată. roagă pentru anul 2013 să-ți ungă ochii cu alifie ca să vezi adevărul lui Dumnezeu, să trăiești neprihănirea lui Dumnezeu și să nu fiți și să nu fim în confuzie. Te sfătuiesc să cumperi de la mine doctorie pentru ochi ca să-ți ungi, ochii și să vezi. Biserica aceasta din Apocalipsa, cuvântul Domnului ne spune că și ea avea ochi și ascultați cum se vedea ea, această biserică. Știu faptele tale, spune Dumnezeu, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, nu știi, tu crezi că ești bine și ochii tăi nu vă deslușit. Dar realitatea despre tine o vede și o cunoaște Dumnezeu. Și ascultați Dumnezeu cum, ce, ce calificativ dă acestei biserici. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și pentru că confuzia aceasta ți-a împăienjenit ochii și mintea, spune Dumnezeu, te sfătuiesc să vii la mine, să-ți dau alifie pentru ochii ca să vezi. Și prin întrebuințare, prin stăruință înaintea lui Dumnezeu, să primești discernământul de care ai nevoie. Și apoi al șaptelea lucru și-aș dori să închei, pe care putem să-l cumpărăm fără bani, îl găsim în Matei, capitolul 25, în pilda celor 10 fecioare. Spune cuvântul Domnului că atunci când a venit mirele și s-a auzit strigarea: Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. S-au trezit toate fecioarele din somn și fiecare a început să-și verifice candela și să-și aprindă. Dar cinci dintre ele nu aveau un de lemn în vase. Și cinci aveau un de lemn în vase. Și cele care nu aveau, au venit la cele ce aveau și au spus: Dați-ne și nouă din un delenul pe care îl aveți. Ca să nu ni se stingă candelele, că ca abia mai pâlpuie. Și aceste cinci femei, fecioare înțelepte le-au spus celorlalte, duceți-vă la cei ce vând. Unde lemn și cumpărați-vă. Unde lemnul se cumpără. Și aș vrea să vă spun cum se cumpără. Pe genunchi, la stăruință. Acolo se cumpără. Un de lemn. Și cuvântul Domnului ne spune că atât de important este un de lemnul acesta. Un de lemnul a făcut diferența de a intra în împărăție cu mirele sau de a rămâne afară la ușă. Un de lemnul a făcut diferența. Iubiților, mă rog, anul 2013 să fie anul în care să cumpărăm un de lemn. Pentru că un de lemnul ne va ajuta să ajungem cu mirele în odaia de nuntă. Voi toți și insetați, chiar dacă n-aveți bani, chiar dacă nu sunteți mari în lumea aceasta, veniți și cumpărați fără bani și fără plată. Veniți la Isus Hristos, El este apa vie. Cereți de la Domnul sângele Lui să ne curățească și să ne desăvârșească și să fim neprihăniți înaintea Lui. Luați cuvântul Domnului care este un lapte duhovnicesc și ne hrănește. Îmbogățiți-vă cu aurul, credința care a trecut prin foc, care a fost testată și e dovedită că e adevărata credință. Așa cum spune Apostolul Petru, o singură credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Îmbrăcați-vă în haine albe pentru că mireasa lui Hristos va intra în odaia de nuntă împodobită în insubțire și curat faptele neprihănite ale Sfinților. Cereți pentru ochii dumneavoastră și eu pentru a mei, fie să avem un discernământ curat, să nu ne poată nimeni cu nici o învățătură întoarce mintea și să ne pună în confuzie și strângeți un de lemnul care a făcut diferența între a fi în odaia de nuntă sau afară. Iubiților, toți oamenii însetează, și cei credincioși și cei necredincioși, cei de afară încearcă să-și stâmpere setea cu bogății, cu faimă, cu plăcerile lumii acestea? Dacă este cineva în seara aceasta care a, care a crezut vreodată, că ar fi mai împlinit spiritual și mai fericit în inima lui, având mai mult, ajungând mai sus... Sau avem parte de mai multe plăceri despre care cuvântul lui Dumnezeu se spune: Se miră ei că nu alergați cu ei la același potop de desfrâu. Și vă bagiocoresc. Vreau să vă mai spun un lucru. Setea spirituală nu se stâmpără nici măcar cu o religie. Nici măcar cu o religie. Nici măcar cu o slujbă în casa lui Dumnezeu, nici măcar cu, cu a fi cântăreț sau a fi predicator sau a recita o poezie, nu se stâmpără setea spirituală. Setea spirituală o stâmpără Iisus Hristos cu prezența Lui. Și mă rog în anul 2013, e prezența Domnului Iisus să nu lipsească din nicio inimă, nici din acelor vârsti, nici din acelor tineri, nici din inima și mintea copiilor noștri. Prezența Domnului Iisus Hristos să fie totdeauna peste noi, pentru că El stâmpără setea inimilor noastre. Ești însetat, fiecare om însetează și cel credincios și cel necredincios. Credinciosul știe unde se stâmpă răsetea și de aceea ne adunăm în locul acesta. Aici curge un izvor binecuvântat, aici e prezența lui Dumnezeu, aici e casa lui Dumnezeu, aici ne adăpăm sufletele de sub tronul harului lui Dumnezeu, apa cristalină care curge aici. Aici se primește Duhul Sfânt, aici sunt bolnavii vindecați, Aici Dumnezeu face semne și minuni, mărire Domnului. Știm unde se stâmpă părăsetea. Vă invit pentru anul 2013 să nu lipsiți de la izvor. Lăsați alte izvoare și alte lucruri. Suferă amânare. Stâmpărați-vă setea sufletului. Îmbogățiți-vă aici. Strângeți un de lemn aici. Și în ziua când va veni Domnul și Mântuitorul nostru, să fim cu El în odaia de nuntă. Vă doresc un an binecuvântat de Domnul, îmbelșugat cu prezența Lui. Amin.